Ducem saluturile fraților din adunarea noastră și din partea familiei. Z Miechowa. Din Miechów, din Polonia. Kiedy was tutaj widzę na sali, to zastanawiam się, tak próbuję sobie wyobrazić, jakie walkę prowadzicie w waszym życiu. Uitându-mă aici la voi, cum stați aici în sală, mă gândesc cu ce luptați voi zi de zi. Jak wasza codzienność wygląda? Și cum arată viața voastră de zi cu zi? Wiem, jak nasze życie codzienne wygląda. Noi știm cum arată viața noastră de zi cu zi. Ale to jest taka ciekawość, bo jak wasze życie wygląda codzienne, bo na pewno jest inne. Dar pe mine mă interesează cum arată viața voastră de zi cu zi. I tak patrząc na was, na wasze twarze, na to, jak jesteście ubrani, jaką macie energię w sobie, to próbuję sobie czasami wyobrazić. Și uitându-mă la voi, uitându-mă la energia pe care o văd în voi, la felul cum vă îmbrăcați sau cum vă comportați, încerc să-mi imaginez cum arătați voi în viața de zi cu zi. Bo to gdzieś, bo to trochę chociaż na pewno widać. Pentru că prin asta se vede măcar o scânteie din ceea ce sunteți voi zi de zi. Tutaj przypomina się Pan Jezus, który potrafił odczytać, co jest w człowieku. Domnul Iisus știa să citească ce este în inima, înăuntrul omului. Także zobaczył kogoś, a nawet nie musiał może zobaczyć, tylko gdzieś z daleka zobaczył go i już wiedział, jaki ten człowiek jest, jakie ma życie. Și se uita la cineva chiar de departe și știa cum trăiește omul acela. Dlatego też na przykład potrafił rozmawiać z ludźmi. De aceea el știa foarte bine să comunice cu oamenii. Ale przede wszystkim ich bardzo dobrze rozumiał. Și în primul rând îi înțelegea foarte bine pe oameni. Bo rozmawia się dobrze z kimś, kto nas rozumie. Pentru că vorbim bine cu acea persoană care știm că ne înțelege. Albo przynajmniej widzimy, że chce nas zrozumieć. Sau cel puțin vedem că încearcă, se străduiește să ne înțeleagă. A dobra rozmowa to jest zawsze początek czegoś nowego i bardzo dobrego w życiu. Și o discuție bună este întotdeauna un start bun în viață. Czegoś nowego, czegoś, co zmieni nasze życie na lepsze. O discuție bună poate să ne schimbe viața înspre bine. I to tak zawsze jest. Czy wszystko jedno, czy mamy 10 lat, czy 50. Așa se întâmplă. Lucrul acesta este valabil la orice etapă a vieților noastre, indiferent dacă avem 10 ani sau avem 50 de ani. Każdy człowiek, którego spotykamy, może być dobrym aniołem. Orice om pe care îl întâlnim poate să fie un înger bun pentru noi. My też możemy być dla innych. Dar și noi putem fi îngeri buni pentru alții. Jest taka historia, kiedy Pan Jezus uzdrowił człowieka w krainie Gadareńczyków. Uzdrowił człowieka w krainie, która nie była Izraelem, obok Izraela. Domnul Iisus l-a vindecat odată pe un om care nu aparținea de Izrael. To była taka historia, że on mieszkał tam na cmentarzu wśród grobów. Omul acela trăia într-un cimitir, printre morminte. I nie był z ludźmi, ponieważ był opętany, miał ducha nieczystego. Și nu trăia împreună cu alți oameni pentru că era cum se zice, era stăpânit de un duch rău, da. Nie mógł przebywać z ludźmi, nie miał szansy, po prostu ludzie go odrzucali, bali się go i on musiał być oddzielnie. Și nu avea nicio șansă să trăiască împreună cu oamenii pentru că oamenii se temeau de el. No i spotkał go Pan Jezus i oczyścił tego człowieka. Dar l-a întâlnit Domnul Iisus și l-a curățat. I ten człowiek, widząc, czując, że jest już wolny, że jest zdrowy, że jest normalny, mówi do Pana Jezusa, że ja pójdę z Tobą. Și omul acela, când s-a văzut vindecat și când s-a văzut normal, i-a zis Domnul Iisus că vrea să meargă după el. I co Pan Jezus odpowiedział? Știți ce i-a răspuns Domnul Iisus? Idź do domu. Nie możesz. Nie pójdziesz ze mną. Nu poți. Tu nu poți să mergi cu mine.
To, czy to była wesoła dla niego wiadomość? Eu a fost o veste bună pentru el. Przecież on chciał zostać z kimś, kto dał mu szczęście. El a vrut lucrul acesta, a vrut să rămână cu omul care i-a dat fericirea. A, ale ten człowiek mu zabronił, mówi, nie pójdziesz ze mną, wracaj do swoich domu, do swojego domu. Dar Domnul Iisus i-a zis, tu n-o să mergi cu mine, întoarce-te la casa ta. To jest taki moment, w którym Pan Jezus zasiał pewne ziarno w krainie, która go nie znała. Domnul Iisus a sădit atunci o sămânță într-o țară care nu aparținea de Israel. Bo ten człowiek miał opowiedzieć o Jezusie tam, wśród swoich. Omul acela avea să povestească despre Hristos, despre Iisus în țara lui. Trebuia să rămână acolo, să povestească despre el. Ale kosztem tego było to, że on nie mógł zostać z Jezusem, którego ukochał. Însă omul acela a trebuit să plătească costul acesta. Deci a trebuit să rămână în țara lui, dar cu costul de a nu merge și a nu profita el însuși de prezența Domnului. Nie powiedziałaś o miłości. Że po prostu ukochał Jezusa za to, za to co zrobił. Czyli ta miłość jakby, o to chodzi, ta miłość została przerwana. Ona, znaczy nie przerwana, ale musiała zostać rozdzielona. El l-a îndrăgit, l-a chiar iubit pe Domnul Iisus, dar această dragoste a lui a trebuit să fie tăiată oarecum, să fie întreruptă. No, my byśmy chcieli być z kimś, kogo kochamy, tak? Toți vrem să trăim împreună cu cei care ne iubesc, nu-i așa? A ten człowiek nie mógł. Dar omul zostać acela z Jezusem. N-a putut să rămână cu Iisus. I to jest taki ciekawy mechanizm, że, jak to powiedzieć, że czasami po to, żeby miłość rozsiewać szerzej, trzeba przeżyć rozstanie z ukochaną osobą. Câteodată se întâmplă un mecanism ciudat. Pentru ca noi să răspândim dragoste, trebuie să întrerupem contactul cu persoana iubită. To taki przykład może z życia i przykład relacji między ludźmi. Este un exemplu de relații dintre oameni. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę zastanowili się nad inną relacją między ludźmi. Dar acum aș vrea să ne gândim la o altă relație interpersonală dintre oameni. To będzie trochę jak badanie Pisma Świętego, badanie tekstu. O să fie asemănătoare cu un studiu biblic. Chciałbym wam tylko pokazać pewien temat, ale skończyć go tutaj no, nie będziemy w stanie. Vreau numai să vă arăt un subiect, dar nu o să fim în stare să-l epuizăm. Ale może się okazać ciekawy i wciągający. Însă sper să fie interesant pentru voi. Przeczytajmy dwa wersety z listu do Koryntian. Drugi list do Koryntian 3:2. Să citim două versete din 2 Corinteni 3. Pierwszy i drugi. Drugi, trzeci werset. Capitolul 3, versetele 2 și 3. Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Patrzę, czy ci, którzy otworzyli Biblię, już przeczytali. Mă uit să văd dacă cei care și-au deschis Bibliile au reușit să citească versetele astea până la capăt. Bo domyślam się, że no, temat i te versety zaskakują was, bo nie jesteście przygotowani do niego. Pentru că îmi dau seama că subiectul vă surprinde, fiindcă n-ați știut ce subiect am ales eu astăzi. Może przeczytajmy jeszcze raz, tak wolniej. Vreau să mai citim încă o dată și eu o să mă străduiesc mai rar. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos,
scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Czy już rozumiemy, jaka, o co tutaj chodzi, jaka to jest sytuacja? Înțelegeți deja care este situația despre care am citit? No, wydaje się, że jest bardzo taka przyjemna dla Koryntian. Se pare că e o situație destul de plăcută pentru corinteni. Bo apostoł Paweł pisze, że oni są listem. Că doar apostolul le spune că ei sunt o epistolă. Deci se pare că cuvintele acestea sunt plăcute. Oni sunt listem, który on napisał. Ei sunt o epistolă scrisă de apostol. On tu, co prawda, mówi w liście, w liczbie mnogiej, wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych. El se exprimă la plural, că voi sunteți epistola noastră, zice. Napisanym w sercach naszych. Scrisă în inimile noastre. To znaczy, domyślamy się, że chodzi tu o apostoła i o jego współpracowników, z którymi on pracował. Și putem să ne gândim că este vorba de apostol și de colaboratorii lui. Bo apostoł Paweł nie pracował sam, nie głosił Ewangelii sam. Pentru că apostolul Pavel nu lucra de unul singur și nu vestea Evanghelia singur. Ja myślę, że znacie te wersety i te słowa. Eu cred că vă sunt cunoscute aceste versete. Mogłbym zapytać, czy chcielibyśmy my wszyscy, żeby apostoł tak do nas napisał. Oare am vrea noi ca apostolul să scrie despre noi că suntem epistola lui? Chcielibyśmy, żeby tak napisał Andrea? Zbór w Cluj, braterstwo, jesteście moim listem. Să zică, de exemplu, voi, adunarea din Cluj, sunteți epistola mea. Nie wszyscy są jakby pewni. Văd că nu toți sunt siguri de lucrul ăsta. Może i słusznie. Poate că au dreptate cei care se îndoiesc. Co myślicie o tym? Ce credeți? Macie jakiś komentarz do... Cine dorește să comenteze ceva? Proșe. Sara Virica. Am dorit să fim și noi numiți, așa cum a întrebat apostolii, voi sunteți epistola noastră. Toți dorim acest lucru și lucrăm și ne silim pentru aceasta. Vă mulțumesc! Mulțumim! Sora Verica? Și cred că în acel sens se referea că epistola în sensul că îl reprezintă pe el. Adică ceea ce el le-a spus, ei au învățat și practică. Deci ca și când le-ar scrie lor, celor care, pe care i-a învățat, despre care i-a mulțumit, și ei să meargă mai departe să vestească. Mulțumim! Mulțumim! Tutaj, cine mai este? Cine? Da? Vreau să spun că uitându-ne la aceste cuvinte, sigur că apostolul, printre altele, a dobândit această epistolă, nu era de la sine, el a primit-o ca și ceilalți și cineva a scris-o în inimile lor. Și acum, iată, aici observăm un aspect foarte interesant, odată ce am primit ceva, nu rămâne la noi, deci dacă am primit trebuie să facem parte și la alții. Și apostolul se simțea în această stare, că trebuia să transmită mai departe. Și iată lucrarea pe care el a făcut-o, s-a văzut în adunarea din Corint. Mulțumesc! Mulțumim! Da, fratele Nicușor.
Da, fratele Rusel ne spune, spune că dar cea mai bună epistolă, chiar mai valoroasă decât Biblia în ceea ce privește atingerea inimii oamenilor, este viața unui creștin adevărat, o nouă creație în Hristos Iisus, la care cele vechi au trecut și toate s-au făcut noi și care arată direcția. Pentru că oamenii sunt oarecum dezorientați, iar un comportament, așa cum cere Scriptura, ar arăta direcția bună în care inimile sensibile observă și știu în ce direcție să meargă, să spunem așa. Mulțumim. Mulțumim. To bardzo są cenne myśli. Gândurile acestea sunt foarte prețioase. Bo to jest prawda, tak jak mówiliśmy wcześniej, że człowiek, który wychodzi do drugiego człowieka, jest najlepszym świadectwem. Pentru că este așa cum ați spus voi, că noi când stăm în fața oamenilor, suntem cea mai bună mărturie. Orice om care e o, poate fi o mărturie în fața altuia. Można komuś dać jakąś broszurkę, książkę, tomy. Putem să oferim o broșură, un volum. Ale kiedy mamy kontakt z drugim człowiekiem bezpośredni, wtedy mamy większy wpływ na niego. Dar avem o influență și mai mare asupra cuiva atunci când avem contact direct cu acea persoană. Oczywiście, jeżeli sami jesteśmy dobrym listem. Bineînțeles, dar cu condiția să fim noi înșine o epistolă bună. To jest bardzo szczególne być listem. Este un lucru deosebit să fim o epistolă. Tutaj apostoł Paweł właśnie szczególnie pisze, że oni są listem, który on napisał w swoim sercu, czyli tam głęboko. Apostolul se exprimă aici că cei din Corint sunt o epistolă care a fost scrisă în inima lui, deci undeva adânc, în interior. A teraz list jest do kogoś skierowany. Dar jest jakiś odbiorca tego listu. Orice epistolă este adresată cuiva. Do kogo ten list był skierowany? Kui a fost adresată această epistolă? Nu aud. Nie, to Koryntianie byli listem. Koryntenii înșiși erau o epistolă. A ten list wysyła się gdzieś dalej. Orice epistolă se trimite undeva mai departe. List sam siebie nie czyta. Fiindcă nicio epistolă nu se citește ea pe sine însăși. Deci, la cine erau trimiși corintenii? La toți oamenii. Tak, tak. Do wszystkich ludzi. La toți oamenii. Żebyśmy byli tego świadomi, nie? Ten list nie jest tylko dla nas, jakby, czyli my jesteśmy, dalej mamy być wysyłani, taka jest rola. Noi nu suntem o epistolă numai pentru noi înșine. Noi suntem trimiși undeva, suntem adresați cuiva. Dacă suntem epistole. I wcale nie musimy jakby głosić, mówić ludziom, opowiadać o Jezusie, robić jakieś wielkie wykłady. Și nu neapărat trebuie să le ținem oamenilor discursuri sau să rostim ceva, ca să le comunicăm ceva. Nu neapărat. Wystarczy, że taki człowiek, który Jezus napisał list, apostoł napisał list, że taki człowiek jest wśród ludzi. Este un astfel de om care este o epistolă, este suficient să trăiască cu alți oameni, să fie văzut de alți oameni. Już jest listem, bo oni widzą i czytają. Și este deja o epistolă, pentru că ceilalți îl citesc, îl văd, îl observă. Będąc tego świadomym, dlatego patrzę na was, jakimi wy jesteście, bo chcę od was odczytać jak najwięcej. Și fiind conștient de lucrul acesta, de aceea vă observ și eu pe voi, pentru că vreau să văd cum sunteți. Bo przeczuwam, że mogę coś od was wziąć. Pentru că eu simt că pot să iau ceva de la voi, să duc cu mine. To skoro już jestem tutaj wśród was, żeby tego nie stracić. Și din moment ce m-am aflat printre voi, nu vreau să pierd lucrul acesta, ci să-l iau, să-l duc. Ale teraz chciałbym, żebyśmy powrócili do tekstu tego listu i przeczytali więcej wersetów. Dar să ne întoarcem la contextul nostru și să citim încă alte câteva versete. Ale zrobimy tak inaczej niż zwykle, nie będziemy czytać w przód, tylko wstecz. Însă vom citi
într-un mod puțin mai ciudat, mai altfel decât de obicei, fiindcă nu vom citi versetele următoare, ci ne vom retrage la versetele anterioare. No, przeczytajmy jeden werset wcześniej. Deci să citim acum cu un verset mai devreme, adică versetul 1 din capitolul 3. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Încă o dată versetul 1. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră. O czym apostoł Paweł pisze? Despre ce scrie aici apostolul Pavel? Co wynika z tego pierwszego wersetu? Ce rezultă din versetul 1? Czego się tu dowiadujemy? Ce aflăm noi din acest verset când îl citim? No. Zgłaszają się bracia starsi z tego zboru. Văd că frații bătrâni de adunare ridică mâinile. Ja wiem, że oni już wiedzą. Știu că ei știu. Ale czy inni też widzą, o co tutaj chodzi? Dar îi încurajez și pe alții. Să vedem, să ne spuneți dacă înțelegeți despre ce este scris aici. Proszę, sora Wielka. De să nu ne lăudăm că suntem epistole, eu așa înțeleg din versetul ăsta, și să fim într-adevăr epistole. Mulțumesc. Cine mai? Sora Virica. Și înțeleg că, de fapt, Pavel zice despre el că așteaptă el ca să fie, deci, ca unii, cum fac unii, să aibă ei o epistole de laudă sau voi, către voi sau de la voi, deci nu vroia o scrisoare scrisă prin care ei să-și arate sentimentele față de el, ci dorea ca ei înșiși să fie pentru alții o epistolă a ceea ce au învățat de la el. Deci e mult mai importantă decât niște cuvinte de laudă. El nu dorea să fie lăudat, să-i se aducă ceva recunoștință, ci vroia ca cei cărora le-a propovăduit ei înșiși să fie pentru alții. Mulțumesc, frați, bracia. Ja przepraszam, bo brata Joana i brata Liviu, poproszę na końcu, dobrze? Po fratele Ioan și po fratele Liviu o să-i rog la sfârșit. Proszę, bracia, tak. Eu înțeleg aici că noi trebuie să lăsăm faptele să vorbească. Cuvintele ar putea să fie înșelători, dar faptele niciodată nu înșală. Mulțumesc. Da, mulțumim, frate. Sigur că apostolul a încercat să nu se laude. Că dacă merem în Romani, în capitolul 7, el acolo cu tătul altceva vorbește. Și sigur, el ca nouă creatură concepută de Spiritul Sfânt, sigur a putut să vorbească despre Dumnezeu și planul său, dar cu viața lui nu a putut să spună că a făcut totul și poate face totul. Apostolul vorbește în Romani, capitolul 7, zice că știm, că nu știu ce fac și nu fac ceea ce fac, ce urăsc. Acum dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună și atunci nu mai sunt eu cel ce fac lucrurile acestea, ci păcatul care locuiește în mine.
iată că e și el, ca nouă creatură concepută de Spiritul Sfânt, și el a avut acești trei dușmani, lumea, corpul și diavolul. Și în aceste explicații, eu cred, din Corinteni, care încearcă să prezinte pe Dumnezeu, să prezinte aranjamentul său altor frați, așa cum avem și o lecție de prin septembrie, care spune că noile creaturi în Iisus Hristos se cunosc unele pe altele, nu după trup și după slăbiciune, ci după mintea nouă, intențiile și voințele care le face pentru a comunica și a vorbi despre Dumnezeu și planul său. Sigur că, așa cum zice și apostolul aici, că noi ca epistole trebuie să fim, sigur, și citite de oameni. Dar se pare că noi nu suntem perfecți. Suntem cu imperfecțiuni, suntem slabi și de multe ori se poate întâmpla să facem așa cum zice apostolul Pavel, că ceea ce vreau să fac de multe ori nu pot să fac. Mulțumesc, frate. Mulțumesc. Poftim, fratele. Ce mai înțeleg eu de aici este și faptul că apostolul încerca atunci, după cum de altfel el avea multe dezbateri cu corintenii, încerca atunci cu ei și totodată cu noi să ne ajute și pe noi să înțelegem mai bine și oarecum să ne străduim să arătăm că înțelegem, aș zice eu, și versetele din 1 Corinteni 4, 7 și 8. Și da. Te-aș ruga dacă poți să le citești, soră Ioana. Da. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? O, iată-vă sătui, iată-vă ajungi bogați, iată-vă împărățind fără noi și măcar de a-ți împărăți cu adevărat ca să putem împărăți și noi împreună cu voi. To jest, myślę, chciałem zaznaczyć to, co brat powiedział, że on miał problemy z Koryntianami. Vreau să subliniez ceea ce a amintit fratele, că apostolul Pavel avea probleme cu corintenii. I tutaj widać, bo on zaczyna z nimi dyskutować. Și se vede lucrul acesta pentru că el discută cu ei. Proszę, w tym. Așa cum ai zis tu, frate Piotr, noi știm că apostolul Pavel a avut probleme cu corintenii, dar foarte frumos cum tu ai spus că de la versetul 2 te-ai dus la versetul 1 și să ne ducem puțin mai înainte și să vedem că după ceea ce ei au făcut și apostolul a făcut în Corinteni și spune în versetul 1 cu 13, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă conștiința noastră în fața lui Dumnezeu, spun eu, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu simplitate și sinceritate înaintea lui Dumnezeu și nu cu o învățătură firească. El recunoaște că datorită acestui fel umil de a fi, ori ajuns ca ei să fie o miriasmă, adică el, că suntem o miriasmă a lui Hristos pentru Dumnezeu printre cei care sunt mântuiți și printre cei care pierd. Pentru unii o miriasmă sau de la moarte spre moarte, deci de la cei care nu au o viață după standardul pe care îl cere Dumnezeu, iar pentru ceilalți o miriasmă de la viață spre viață. Și pentru că, spune Pavel, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac mulți, ci vorbim cu sinceritate, ca din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Deci aici
vorbind cu o conștiință curată, vedem că epistola pe care ei au scris-o în inimile lor este o epistolă puternică și nu mai au nevoie de o altă epistolă. Vedem în Petru, cum zice Apostolul Petru, căci scripturile pe care vi le-a spus fratele nostru Pavel sunt niște scripturi mult, mult mai înțelepte. Dar aici le spune, deci i-a adus, i-a ridicat și într-un fel oarecare este un fel de bucurie, că se vede că ei au crescut, ajungând să fie o epistolă. S-ar putea să greșesc. Mulțumesc. Mulțumim. To este ciekawe, bo siostra też wspomina o conflicție, tak? E interesant, fiindcă și sora a amintit de conflictul care exista între Corinteni și Pavel. I jeżeli uświadomimy sobie, że to był konflikt, to inaczej wygląda jego słowa, że oni są listem jego. Și dacă suntem acum conștienți de faptul că exista acest conflict între ei, cu totul altfel sună cuvintele că voi sunteți epistola mea. To znaczy, że to nie jest on nie tylko nie, jakby głównym myślą jego nie jest, żeby ich pochwalić. Intenția lui primordială nu este aceea ca el să îi laude pe corinteni în momentul ăsta cu cuvintele astea. No. Fratele Ion, te rog. Cred că s-a răspuns la ce mă gândeam și eu. Se pare că unii dintre cei din Corint aveau nevoie să fie lăudați. Apostolul Pavel fuge de acest fel de laudă și n-are nevoie să fie lăudat prin scrisori sau prin epistole, ci el spune clar, voi sunteți epistola noastră, adică dacă ne putem lăuda cu ceva, ne lăudăm cu caracterele voastre frumoase. Mulțumesc! Mulțumesc! Fratele Liviu. Vreau să ne aducem aminte ceea ce s-a discutat aici. Nu putem să fim altceva decât dacă epistola lui Hristos e scrisă în inimile noastre. Ce este epistola lui Hristos scrisă în inimile noastre? Este o filozofie foarte înaltă sau este viața lui Hristos care ar trebui să manifeste în viețile noastre? Și ca noi să trăim, să vadă pe teren că trăim așa. Versetul 17 din capitolul 2 încheie și apoi apostolul începe cu versetul 1 și spune căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mulți, ci vorbim cu sinceritate ca din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Deci dacă ne comportăm așa, nu stricăm prin viețile noastre cuvântul lui Dumnezeu, mesajul său, înseamnă că nu în zadar, deci epistola a fost scrisă în inimile noastre. Și atunci nu avem nevoie, în traducerea revizuită spune, nu laudă, spune, începe noi iarăși să ne recomandăm singuri. Sau nu cumva avem nevoie de unii de scrisori ca unii de scrisori de recomandare către voi sau de la voi. Deci dacă viețile noastre sunt o epistolă și cei ce se uită în ea, nu-i nevoie să demonstrăm nimănui, să o recomandăm. Ei se uită și văd exact în noi ce era scris în Hristos. Mulțumesc. Powiem vam, że czas szybko minął, w zasadzie już powinniśmy kończyć. Oj, timpul ăsta zboară, ar trebui deja să încheiem. Ja chciałbym tutaj na kilka rzeczy zwrócić uwagę. Însă vreau să subliniez mai întâi câteva lucruri. Myślę, że trzeba czytać ten list dzieląc jego treść, tak jak ona jest napisana, na my oraz wy, czyli my, autorzy listu oraz wy, bracia w Koryncie. Citind această epistolă, trebuie foarte bine să facem o distingere între noi și voi.
noi care suntem autorii acestei epistole și voi care sunteți frații din Corint. Bo jeżeli mówiliśmy, że tam był konflikt, pentru că dacă am zis deja că acolo era exista un conflict, a był na pewno. Și cu siguranță era. To nie możemy pomieszać tych dwóch stron, bo to są dwie różne strony. Și nu putem atunci să amestecăm aceste părți, pentru că sunt două părți diferite. Jeżeli apostoł mówi, że my tam dbamy o coś albo my piszemy list, to nie ma na myśli Koryntian, tylko jego oraz braci, z którym pracował. Prin expresia noi, apostolul Pavel se gândește la el însuși și la colaboratorii lui, nu la frații din Corint. Jeżeli to rozgraniczenie zauważymy w treści, to myślę, że zobaczymy co tam więcej ze szczegółów, co tam się musiało dziać. Și dacă facem bine această distincție între apostolul Pavel și corinteni, atunci putem înțelege mai bine din detaliile pe care ni le dă, ni le oferă textul și să înțelegem mai bine situația care exista acolo. Na przykład popatrzmy 2 Corinthians 2:17. Exemplu din capitolul 2, versetul 17. Pisze do nich, że my nie niszczymy słowa, tak? Nie psujemy, nie jesteśmy handlarzami słowa. El zice că noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Jak wielu innych tak robi. Așa cum fac mulți. La mine traducerea scrie cei mai mulți. Dlaczego on to pisze? De ce a scris el aceste cuvinte? Czy przypominamy sobie na przykład do Filipian pisał podobnie? Oare și la cei din Filipeni, și la Filipeni le-a scris cuvinte asemănătoare? No, chyba nie, ja sobie nie przypominam. Eu nu îmi amintesc să le fi scris așa ceva. Albo trzeci rozdział, pierwszy werset. Czy znowu zaczynamy sami siebie chwalić? Sau primul verset din capitolul 3. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri sau să ne recomandăm singuri? On tak pisze, wyraźnie odpowiadając na pewne ich zarzuty, oskarżenia. Cu siguranță el a scris aceste cuvinte ca și un răspuns la anumite anumite acuzații pe care corintenii le făceau lui Pavel. Bo gdyby oni nie wysuwali takich oskarżeń, to on nie musiałby tutaj tych słów napisać. Pentru că dacă n-ar fi căzut astfel de acuzații, el n-ar fi fost nevoie să scrie astfel de cuvinte. Czyli byli tam w zborze tacy, którym apostoł Paweł nie bardzo się podobał jako apostoł. Deci existau unii prin adunarea din adunarea din Corint, cărora la care nu le plăcea prea mult de apostolul Pavel. I może twierdzili, że taki apostoł Paweł powinien przyjść z kimś albo przynieść jakiś list polecający od innych apostołów. Și probabil că se gândeau că un astfel de apostol Pavel ar trebui să vină cu o scrisoare de recomandare la ei în adunare. No bo przecież on, przecież znali go i wiedzieli o nim, że on przecież prześladował kiedyś. Pentru că ei îl cunoșteau, știau cine a fost el în trecut. Știau că el a persecutat biserica. A z Panem Iisusem nie chodził, jak inni apostołowie. Și el nu a umblat cu Domnul Iisus, așa cum au făcut ceilalți apostoli. Więc on tutaj broni się i broni swojej pozycji jako apostoła. El, apostolul Pavel, aici se apără și își apără funcția lui de apostol. I nie tylko tu, ale w innych fragmentach bardzo często to robi. Dar nu numai în acest fragment, ci și în alte locuri, el face același lucru, își apără funcția. Dlatego pisze do nich, że my nie niszczymy słowa. Și de aceea el le scrie că noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Ale przychodzimy w szczerości do was, szczerzy. Și venim cu o inimă sinceră înaintea voastră. I dlatego też pisze, że wy jesteście naszym listem. Și de aceea le și scrie că voi sunteți epistola noastră. Czyli wy jesteście dowodem tego, że ja naprawdę mówię o Jezusie. Cu alte cuvinte, voi sunteți o dovadă a faptului că eu sunt sincer în Hristos. Bo wy wzrastacie. Tak? Pentru că voi creșteți. Voi sunteți dovada. Zobaczcie, jaki ciekawy argument. Simțiți voi cât de interesant este argumentul acesta. To jest bardzo mądry argument erudycyjny, erudyty. Este un argument foarte înțelept și este un argument demn de cineva care este erudit. Bo oni musieliby zaprzeczyć, jeżeli chcieliby zaprzeczyć jego apostolstwu, musieliby zaprzeczyć, że nie, my nie jesteśmy żadnym listem. Pentru că dacă ei ar fi negat că el este apostol,
ar fi negat că și ei înșiși sunt o epistolă. Popatrzmy jeszcze, bo zmierzając do końca, ale popatrzmy na poprzedni rozdział. Și la încheiere, să ne mai uităm un pic în fugă la capitolul anterior. Od 14 wersetu. De la versetul 14. Do 17, przeczytajmy. Citim. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, mireazma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireazmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia, o mireazmă de la moarte spre moarte. Pentru aceia, o mireazmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? My mówimy, że te słowa jesteśmy wonnością dla jednych ku życiu, a drugich ku śmierci, że to jest do braci i do świata. Noi adesea zicem că, sau interpretăm această expresie că suntem o mireazmă de la moarte spre moarte și de la viață spre viață, pentru lume, o aplicăm la lume și la frați, da? Ale jeżeli sobie uświadomimy, że podział był w zborze w Koryncie, dar dacă ne amintim de situația din Corint, că exista o ruptură acolo în adunare, i byli ci, którzy podważali jego apostolstwo. Erau unii care chestionau funcția lui de apostol. To co wynika z tych słów? Ce rezultă din aceste cuvinte? Że ci, którzy nas uważają, że my nie jesteśmy wonią prawdziwego Boga Chrystusa, no to niestety oni się potępiają, jakby idą w stronę śmierci. Din aceste cuvinte rezultă că cei care nu recunosc că noi suntem o mireasmă spre viață, ei înșiși se osândesc. Ei pe ei înșiși se osândesc. Czyli zobaczmy, to jest bardzo takie ostre napomnienie, chociaż w sposób sugestywny przekazane. Este o mustrare aspră, dar foarte sugestivă. Jeszcze jakbyśmy sięgnęli do wcześniejszego rozdziału. Și capitolul anterior, deci capitolul 1. Werset 23, zobaczmy. Versetul 23. Iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu, că n-am mai venit până acum la Corint, tocmai ca să vă cruț. Co znaczą te słowa? Ce înseamnă cuvintele astea? On nie przyszedł do nich, żeby ich oszczędzić. Că el n-a venit la ei ca să-i cruce. To znaczy, że przyszedłszy musiałby tam ich bardzo skrytykować. Ceea ce înseamnă că dacă ar fi venit și ar fi fost acolo, ar fi trebuit să-i critique. I chcąc ich oszczędzić, mówi, że nie przyszedłem do was. Dar ca să-i cruce, nu s-o dus la ei. I we wcześniejszych wersetach czytamy, że on miał przyjść, ale zmienił plany. Din versetele anterioare citim că el a intenționat să meargă la Corinteni, dar o trebuie să-și schimbe planul. To są wersety tak 16, 17, 18. Versetele 16 până la 18. I przez to był oskarżany najwyraźniej. Și se pare că Corintenii l-au acuzat pe Pavel, de ce nu s-au dus la ei. Powiedział, że przyjdzie, ale nie przyszedł. Tak było oskarżenie. Ne-ai zis că o să vii la noi, dar n-ai venit. I mówią tak, że mówi tak, tak, ale robi nie. Și l-au mai acuzat că el spune da, dar face nu. A on udowadnia, że to nieprawda, bo on rzeczywiście robi to, co mówi, co și obiecuje. Apostolul Pavel le demonstrează că el face într-adevăr ceea ce spune. I że nie przyszedł do nich, żeby ich oszczędzić. Și că nu s-a dus la ei tocmai ca să-i cruțe. Drodzy braterstwo, ja chciałbym, żeby przez te rozważania, żeby zwrócić uwagę na tę sytuację, którą Paweł miał z Koryntianami. Ce doresc eu ca să avem din aceste gânduri? Vreau ca să ne uităm, să observăm
ce probleme a avut, ce probleme au existat în situația apostolului Pavel cu corinteni? Że miał duże problemy z nimi. Apostol Paweł avea probleme mari cu corinteni. A mimo wszystko zwraca się do nich ciągle z nadzieją i ciągle ich podnosząc na duchu. Dar în ciuda acestui fapt, el întotdeauna îi dorește să-i întărească și să le întărească duchul. Mógłby powiedzieć, że jak nie uważacie mnie za apostoła, to ja już do was w ogóle nie przyjdę. El putea să se exprime cu totul altfel. Putea să zică, de exemplu, din moment ce voi ziceți că eu nu sunt apostol, mă iau și mă duc de la voi. Może jakiś innego apostoła poślemy tam do was. Și o să trimitem un alt apostol la voi. On ich nie zostawia. Însă apostolul Pavel nu îi părăsește. I znajduje się w trudnej sytuacji, bo trudno udowodnić, że ja jestem prorokiem albo apostołem ja sam, prawda? Și se găsește într-o situație dificilă, pentru că el trebuie să dovedească că este într-adevăr un apostol. Myślę, że uczymy się też tego, że zbór w zborze chrześcijańskim nie zawsze jest pięknie i przyjemnie. Ce mai învățăm noi din aceste cuvinte? Că în adunare nu întotdeauna situația este frumoasă și bună. A pomimo to jest dalej zgromadzenie pańskie. Dar în ciuda acestui lucru, ea continuă să fie o adunare a Domnului. Bo apostoł Paweł nazywa ich ciągle, że oni są braćmi, świętymi, uczestnikami powołania. Pentru că și apostolul Pavel nu încetează să-i numească frați sfinți, care au fost chemați la chemarea înaltă, cu chemarea înaltă. Jego przykład jest też bardzo dobry dla tych, którzy są nauczycielami. Exemplul apostolului Pavel este foarte bun pentru noi cei care suntem învățători, pentru cei care învață în adunare. Jego cierpliwość jest ogromna. Răbdarea lui nu are margini. Najróżniejszymi sposobami starał się o jedno, żeby posunąć ich rozwój chociaż trochę do przodu. El cu toate mijloacele încerca să îi dezvolte, să facă ca ei să mai facă încă un pas înainte. Czyli dla niego nie jest najważniejsze to, co oni myślą. Deci pentru el lucrul cel mai important nu este acela ce gândesc ei despre el. Czy oni go jakoś szanują specjalnie? Dacă îl respectă. Dla niego najważniejsze jest to, czy oni chociaż zrozumieją i będą coraz trochę lepiej, chociaż trochę lepsi. Lucrul cel mai important pentru Pavel este ca ei să înțeleagă din ce în ce mai mult și să fie din ce în ce mai buni. To jest trudne zadanie dla każdego nauczyciela, bo to oznacza poświęcenie jakby swojej reputacji. Sarcina aceasta este foarte grea pentru orice învățător, pentru că asta înseamnă că orice învățător trebuie să renunțe la reputația sa. Bardzo niesamowity przykład jak tego, jak on przekonuje braci. To jest historia, kiedy próbuje ich nakłonić, żeby dali datki na rzecz innych zborów. Jest deosebit exemplu, când apostolul Pavel încearcă să îi convingă pe unii frați ca să strângă daruri pentru alți frați ce erau în nevoie. To jest zapis z kilku rozdziałów, w których on przekonuje braci, że powinniście też pomóc innym. Și citim în mai multe capitole despre această situație, când încearcă să-i convingă. Tym przykładem chciałem się z wami podzielić, mam nadzieję, że będzie to dla was pożyteczne. Și acestea au fost gândurile pe care am vrut să le împărtășesc cu voi. Sper ca ele să fie și pentru voi folositoare. Zostańcie z Panem. Și rămâneți cu Domnul.